Viza de flotant este un document oficial emis de către primării prin care se confirmă locația de reședință a unei persoane în România. Cel care o solicită este necesar să demonstreze că locuiește într-o anumită locație și poate fi înregistrat oficial la acea adresă. Dar pentru asta are nevoie de o serie de documente. Primul pas pentru a obține viza de flotant este să te adresezi primăriei din zona în care dorești să-ți stabilești reședința. Iată și documentele necesare pentru obținerea vizei de flotant. În primul rând, cerere pentru înscrierea reședinței în carte de identitate, completată cu datele personale ale solicitantului. Cererea se poate obține de la primărie sau de pe site-ul acesteia. Apoi, actul de identitate, cartea de identitate sau pașaportul. Dovada dreptului de folosință a locuinței. Aici se încadrează contractul de închiriere, titlul de proprietate sau adeverința de la proprietar. De asemenea, mai este necesar un document cu care se face dovada adresei de reședință în original și copie. Consimțământul găzduitorului după caz. În cazul unui contract de închiriere sau de comodat încheiat în condiții de validitate, nu este necesar acordul proprietarului. Mai trebuie o declarație pe proprie răspundere prin care să se confirme faptul că se locuiește la adresa menționată și că nu există o altă reședință. La cererea autorităților locale pot fi necesare și alte documente, precum certificatul de naștere, certificatul de căsătorie sau alte documente care atestă situații specifice. Important de reținut, viza de flotant se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an și are valabilitate pe timpul cât persoana locuiește în mod efectiv la adresa declarată ca reședință. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi mențiuni privind stabilirea reședinței.